Bună dimineața, prieteni! Cătălin Cornea sunt și da, ne aflăm în această dimineață pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional pentru a face o nouă ședință dresaj de această dată cu un începător. Veți vedea, este vorba de un cățel absolut deosebit, special, care a trăit o viață până la această vârstă, nu foarte bătrân, cred că în jur de un an de zile a trăit pe stradă, dar din mila, practic, compasiunea actualei lui stăpâne, acest cățel a început educația. Veți vedea cum am început, ieri a fost prima ședință în care l-am obișnuit cu această lesă, nu știa de lesă, nu știa de zgardă, dar astăzi vom lucra la noi elemente de început. E un exemplu bun pentru voi ca să vedeți cum ați putea să începeți indiferent de câinele pe care îl aveți, că este de rasă, că este un câine adoptat, acesta poate fi un început bun pentru relația voastră. Acesta este Rani, cel mai mic și cel mai drăguț. Și este Ana Maria, actuala lui stăpână. Pe Ana sunt sigur că o mai cunoașteți. Dar nu vă exagerați, această fătucă a plâns când a văzut acest cățeluș și nu s-a îndurat fără să îl ia de acolo de unde era pe stradă. Pentru că l-a luat, bineînțeles, ca un om responsabil, Ana a început educația. Ieri a învățat să meargă în lesa pe care o vedeți. Ana, spune Ana, cum ai încercat prima oară cu lesa? I-am atârnat-o de gât, efectiv. Ce fel de lesă i-a atârnat de gât? Lesă nu retractabilă. Da, și care a fost răspunsul lui? În momentul în care prindeam lesa, el se oprea și se retrăgea. Ok, deci cumva a fost anevoios procesul de a-l învăța cu lesă, cu o lesă fixă, corect? Da. Care au fost schimbările atunci când i-ai pus lesa retractabilă? A răspuns imediat la chemarea mea, în momentul în care eu am blocat lesa, el îndreptându-se spre un anumit stimul, am blocat lesa, iar la chemarea mea a răspuns imediat. Bun, ți se pare că merge mai bine cu lesa acum? Bineînțeles. Hai să facem o mișcare pe el. Deci astăzi, dragii mei, am început un exercițiu de condiționare. Piticule, în cazul acesta Rani, te sui pe un postament și apoi primești markerul și recompensa. Este prima poziție, observați, Ana i-a cerut șezi, câinele știe deja poziția că a mai exersat cu el acasă, dar după ce câinele face ceea ce îi se cere condus din mâncare, un pic de luring nu strică niciodată pentru faza de început, vine markerul, ia și apoi recompensa. Încă o dată. Câinele este un câine foarte sociabil, un câine foarte prietenos cu oamenii și totodată, dacă observați, un câine cooperant. Deci, după cum ați observat, acest cățeluș este foarte cooperant. Însă, trebuie să aveți în vedere, dacă aveți un câine adoptat, că de obicei acești câini au sensibilități. Dacă știți ce să faceți cu aceste sensibilități, puteți să-i atrageți de poartea voastră. Acest cățeluș era sensibil la zgardă, această lesă care are o oarecare tensiune mi se părea un pic ciudată la început și puțin câte puțin când a văzut că se poate mișca în preajma acestei tensiuni și poate avea parte de diverse distrageri de care se bucure în cazul acesta. Ieri am avut o ședință cu două fetițe care sunt și ele la rândul lor în dresaj. S-a bucurat de prezența lor și a fost încântat să meargă în grup. Dar de ieri până astăzi, în această pauză s-a sedimentat impresia lui față de lesă și astăzi chiar nu mai are nicio problemă cu lesa. Fiți atenți! Ia! Rani, vedeți? Rani vine, este foarte prietenos, foarte tolerant. Am lesa în mână și bineînțeles că în momentul în care vine îi ofer ce își dorește el mai mult. Și anume mângâierea, bucuria de a lua contact cu oamenii, observați. Este foarte relaxat la mângâiere, ba chiar îi place și asociez această senzație plăcută exact cu reținerea de lesă sau cu trasul de lesă, după care îi spun, hai, liber, liber copil. Deci, oameni buni, înțelegeți că partea de început, fundamentele în dresaj, în educația câinelui vostru este foarte importantă și fundament înseamnă să învățați câinele cu lesa, să învățați câinele să urmărească recompensa sau mâna în care se află recompensa și după aceea
să creați niște mici condiționări, îi dați mici misiuni pe care el să le îndeplinească pentru a câștiga ceea ce își dorește din mâna voastră. Suntem la faza de deplasare în lesă. Observați, Rani este destul de conectat. Nu are absolut nicio problemă cu mersul în lesă, ba chiar afișează un mers la picior absolut surprinzător. Ca întotdeauna, o să observați cum Ana Maria îl învață cu opririle în lesă, folosindu-se de decoruri, da? Este bine, poți să mergi mai departe. Acum ai spui stai, recompensezi. Dacă se oprește în poziția asta, tu recompensezi, Ana, da? Mergi mai departe. Dai markerul. Oprirea în lesă va însemna marker și va însemna recompensă. Mai faci o dată și poți să îl inviți și în șez după aceea. Da, iubitul. Excepțional. Marker și te dai înapoi să vină să vâneze un pic. Perfect. Și mergi mai departe cu nonșalanță. Deci asociem deplasarea cu oprirea la margine. Da, îi spui stai. Minunat. Primește recompensa magică. Cobori, te duci. Îi spui din nou. Foarte bine. Te mai duci odată. Fac două trepte. Haide. Stai. Bravo! Excelent! Bravo, mami! Excelent! Stai? Bravo! Perfect! Încă un șez acolo. Bravo, mami! Șez! După ce faci, în loc să-i dai, leagă această mișcare de urcarea pe bordura din spate. Și astfel, dragii mei, vedeți cum puteți lega două exerciții pentru același marker și aceeași recompensă. Observați, este foarte încântat, are o emoție deosebită când este mângâiat. Astfel, folosim această emoție pozitivă pentru a crea cooperare din partea câinelui. Gândiți-vă că este un arhi-începător. Deci, am exersat cu el câteva elemente de început. Credeți-mă, pentru câine este aur curat. Să facă lucruri și să câștige recompensa pe care și-o dorește este minunat. Aceste asocieri pozitive sunt sinonime cu o relație extraordinară cu voi. Pentru că Rani este un câine venit de pe stradă, ne așteptăm să aibă o sociabilitate în relația cu ceilalți câini foarte, foarte bună. O să vedeți acum o întâlnire, o interacțiune cu un alt cățeluș, cu Jesse în cazul acesta, și să țineți minte despre ce este vorba în această interacțiune, pentru că vom folosi un pic lesa să învățăm câinii să se desprindă unul de celălalt și să se uite atent la stăpân. Pentru ce? Pentru recompensă. Cine este fata mică? Fata mică este Jessie Pupăcioasa. Bun, Jessie, pe cine crezi tu că vei întâlni astăzi? Ia uite, îl și așteaptă. Îl și așteaptă pe minunatul. Ia uite de iubire mare, îi lăsăm să interacționeze. Foarte drăguț. Băiatul știe să se comporte cu fetele, da? Tu chem și tu fetița? Jessie. Bine, foarte bine. Și dai recompensa. Excepțional. Mai facem o întâlnire. Secretul în aceste întâlniri este să îi lăsați 3 secunde, 4 secunde să interacționeze. Mirosul unuia față de celălalt este foarte important. Trebuie să se familiarizeze cu el și după aceea chemăm cățeii și le dăm recompensa. Trebuie să se creează inevitabil un automatism în momentul în care iau contactul unul cu celălalt, se miros și după aceea își mută deja singuri atenția pe recompensă, pe faptul că așteaptă recompensa din partea voastră. Rețin un pic de lesă. Perfect, cheamă-ți cățelușa. Minunat! Minunat! Eu zic că așa se va finaliza această ședință. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut astăzi. Nu uitați că suntem pe canalul de dresaj, numit generic Dresaj Canin Profesional, și aici vă întâlniți cu informația de care aveți nevoie. Ședințe veritabile de dresaj în care eu vă dezvolui secrete ale dresajului și abordări cu diversi câini, diverse personalități, diverse tipologii pe care voi acasă să le folosiți cu succes cu câinii voștri. Duceți-vă acolo jos în secțiunea de comentarii, spuneți-vă părerea, dați un subscribe, apăsați acel clopoțel pentru că asta vă ajută să vedeți când vine un nou clip pe acest canal. Și totodată duceți-vă cu share și trimiteți oamenilor care au căței
prietenilor voștri care, de altfel, au nevoie de această informație și vor avea un câine mai bun în condițiile în care urmează etapele. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei, fie ea și retractabilă, se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere!